This has been a very meaningful day for me. A fost o zi deosebit de importantă pentru mine astăzi. I have been very blessed and privileged to travel throughout this region. Am fost foarte încurajat și binecuvântat să călătoresc în regiunea dumneavoastră. My eyes have seen things that I will never forget. Ochii mei au văzut lucruri pe care nu le voi uita niciodată. My tears have flowed freely from my face. Lacrimile mi-au curs pe față și n-am putut să le opresc. My heart has been touched deeply. Inima mea a fost profund mișcată de ceea ce am văzut. And to be able to come here tonight and see this place filled with God's people is a blessing. Să vin în seara aceasta aici și să văd o biserică mare plină de oameni ai lui Dumnezeu care au slujit este o binecuvântare deosebită. I want to give honor to leadership tonight. Vreau să aduc respectul meu și mulțumirea mea liderilor dumneavoastră. Bishop Liviu Axinte, thank you for inviting me. Frate Liviu Axinte, vă mulțumesc frumos că m-ați invitat. Dr. Darnell, thank you and your team for traveling with me today. Frate Darnell, mulțumesc dumneavoastră și echipei că ați călătorit cu mine. These people have arranged this trip for me this week. Acești oameni au fost cei care mi-au facilitat excursia, vizita în țara dumneavoastră. I wanted to be here and see this for myself. Am vrut să vin și să văd personal ceea ce se întâmplă. I wanted to come and thank you myself. Am vrut să vin și să vă mulțumesc. Representing our movement denomination around this world. Sunt reprezentantul mișcării Church of God și am vrut să vin aici în numele lor. When you hear my voice, I hope you will hear a grateful voice. Când auziți vocea mea, nu este vocea unui om, este vocea unei grupări care vă mulțumește. A grateful and an appreciative voice from an entire denomination around this world. Este vocea unei întregi denominațiuni care vă mulțumește pentru ceea ce faceți. To my brothers that have spoken to us tonight from the Ukraine, I greet you in the name of the Lord Jesus. Vreau să salut frații care au venit din Ucraina și care ne-au adus un salut. Vă salut în numele Domnului. I assure you of my prayers. Vă asigur că sunteți purtați în rugăciunile mele. I assure you of the support of our membership in the Church of God. Și vă asigur de susținerea bisericilor Church of God în continuare. There is one verse that I want to focus on tonight. Este un verset pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră în seara aceasta. I see this verse in a historical context. Vedem acest verset într-un context istoric. But I would also like to see this verse as a prophetic word to God's people. Dar vrem să vedem în seara aceasta acest verset biblic ca un cuvânt profetic al lui Dumnezeu. Not just a word from the past. Nu doar un cuvânt care a fost spus în trecut, but a word that speaks into your future. Ci un cuvânt care ne vorbește nouă astăzi despre viitor. I pray that this will be a word that is delivered tonight with such passion and conviction. Mă rog ca acest cuvânt și acest verset să fie rostit cu pasiune și cu determinare în seara aceasta. That my brothers from the Ukraine will take this word back to your friends and family. Mă rog ca frații mei din Ucraina să ia acest verset și să-l ducă cu ei înapoi în țară. And that you will convey this message to them. Și să transmiteți acest mesaj celor din Ucraina. From this passage in the 19th verse. Din acest capitol, versetul 19. It reads like this. Spune în felul următor. There was nothing lacking unto them. Nu le-a lipsit nimic. Neither small nor great. De la mic până la mare. Neither sons or daughters. Nici fiu, nici fică. Neither spoil nor anything that had been taken away. Niciun lucru din pradă, nimic din ce li se luase. David recovered all. David a adus înapoi totul. I would hope to be so bold as to make a proclamation tonight. Vreau să am curajul să declar asta astăzi. I want to proclaim from the word of God. Vreau să proclam din cuvântul lui Dumnezeu. That you shall recover all. Că veți recupera tot ceea ce ați oferit, tot ceea ce ați pierdut. This is a familiar passage, a familiar story. Este un pasaj cunoscut și un verset cunoscut. It is the story of a great man who led great people. Este istoria unui om deosebit puternic care a condus poporul. But this man and these people suffered great loss. Dar acest om David împreună cu poporul său au suferit o pierdere mare. It is the story of David returning to his hometown. Este povestea lui David întorcându-se în orașul său natal. They had been in a battle and they were ready to rest. Au fost implicați într-o bătălie, erau istoviți și se întorceau acasă să se odihnească. And they returned home to see their family and enjoy their
home. Și s-au întors acasă cu dorința arzătoare să-și revadă familiile. They had come back to a place called Ziklag. Se întorceau într-un loc pe nume Ziklag. But as they rode up upon the city, dar în timp ce se apropiau de oraș, the only thing that their eyes could behold, singurul lucru pe care puteau să-l vadă cu privirea de departe, were the burning ruins of what used to be. Erau ruinele în flăcări ale Ziklagului pe care îl știau ei. The entire city had been burned to the ground. Întregul oraș era dus la nivel de ruină. That also meant that their homes, their dwelling places had been burned to the ground. Asta implică că inclusiv casele lor au fost distruse. They quickly discovered that all of their treasure, their money had been stolen. Când au ajuns în oraș, au descoperit că toate bunurile lor fuseseră furate. The Amalekites, which was their enemy, had also stolen their families. Amaleciții, care erau dușmanii lor, veniseră și le furaseră inclusiv familiile. Their wives, their sons and their daughters had been taken away. Soțiile lor, fiicele lor, fiilor fuseseră luați. Everything was lost. Totul. When life couldn't become any more difficult, când viața nu putea să devină mai dificilă, David found courage. David a găsit putere David și curaj. Found strength. El s-a îmbărbătat în Domnul. David found joy. El a găsit bucurie. Not in his circumstances. Nu uitându-se la circumstanțele din viața lui. Not in what his eyes could see. Nu în ceea ce izbea privirea. But he found strength in the relationship he had with God. Și el s-a îmbărbătat în relația lui, sprijinându-se pe Domnul Dumnezeului. That's what we find here tonight. De aceea suntem noi astăzi aici. We come here tonight and we don't find strength in our circumstances. Când venim aici, noi nu găsim speranță în circumstanțele cu care ne confruntăm. Our source of courage is not in what we see with our eyes. Curajul nostru nu stă în războiul pe care îl vedem cu ochii noștri. Our encouragement comes from joining together worshiping the Lord. Ci curajul nostru vine din prezența Domnului care este în mijlocul laudei. We encourage ourselves in the Lord. Noi ne îmbărbătăm în Domnul. We encourage one another in the Lord. Ne încurajăm unul pe altul în How Domnul. Did David encourage himself? Cum s-o fi încurajat, îmbărbătat David? Maybe he just began to remember those songs that he had written. Poate că a început să-și aducă aminte de cântecele pe care le-a compus. Possibly David in his mind said, poate că în mintea lui David și-a spus, I'm going to turn into the old hymn book called the Book of Psalms. O să deschid imnurile vechi pe care le-am scris. I want to begin with page 23. Și o să încep cu pagina 23. The Lord is my shepherd. Domnul este păstorul meu. He makes me lie down. El este cel ce mă păzește la culcare. Și el mă paște în pășuni verzi. He restoreth my soul. El îmi reîmprospătează sufletul. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. I will fear no evil. Nu mă tem de niciun rău. For thou art with me. Căci tu ești cu mine. And David said, și David a spus, I feel better now. Acum mă simt mai bine. I think I'll sing one more. Cred că o să mai cânt un cântec. I'm going to turn to page 91. O să deschid la pagina 91. And he began to sing. Și a început să cânte. He that dwells in the secret place. Cel ce stă în locurile prea înalte. Of the most high God. Cel mai înalt Dumnezeu. Shall abide under the shadow of the Almighty. Va sta sub umbra celui atotputernic. I will say of the Lord. Și voi spune Domnului. He is my rock. El este stânca mea. He is my fortress. El este cetățuia mea. He is my high tower. El este turnul meu de scăpare. And David said. Și David a spus. I feel better now. M-am îmbărbătat, mă simt mai bine. He said, I think I'm going to sing one more. Cred că voi mai cânta un cântec. The war should rise against me. Chiar dacă război va fi împotriva the mea. War should rise against me. Chiar dacă războiul se va ridica my împotriva heart mea. Will not fear. Inima mea nu se va teme. Though the enemy encamp about me. Chiar dacă ar fi să tăbărească dușmanii mei în jurul meu. This will I have confidence. În următorul lucru voi avea încredere. One thing have I desired of the Lord. Un lucru cer fierbinte de la Domnul. And that will I seek after all the days of my life. Și aceasta voi căuta toate zilele that vieții mele. I may dwell ca să trăiesc in the house of the Lord în prezența Domnului forever. Toată viața mea. And David said, și David a spus, I feel better now. M-am îmbărbătat. I'm ready to fight again. Sunt gata să revin ca și lider. I'm ready to go further. Sunt gata să merg mai departe. I'm ready to lead my people. Sunt gata să conduc oamenii pe he care mi-am credințat. He worshiped the Lord. S-a închinat Domnului, l-a lăudat pe Domnul. And courage came to his heart. Și îmbărbătarea a venit peste inima lui. Let's look at the pattern. Haide să ne uităm la pașii pe care i-a urmat David. They wept. A plâns David. They waited in God's presence. A așteptat în prezența lui Dumnezeu. They worshiped God. S-a închinat lui Dumnezeu.
And they went back to work. Și s-au întors înapoi la treabă. They did not sit still very long. Nu au stat pe loc foarte mult timp. David brought the people together. David a reunit oamenii, i-a adus înapoi împreună. They had great motivation. Au avut o motivare extraordinară. They wanted to rescue their families. Voiau să-și salveze familiile, ce poate fi mai important de atâta, să-și salveze prietenii. They wanted to build back their city. Voiau să-și reconstruiască build orașul, back their homes, să-și reconstruiască casele. And they began to work. Și au început să lucreze pas cu pas. They pushed back against the enemy. Au împins dușmanul mai departe. And the Bible says, și Biblia spune, they recovered all. Ei au recuperat totul. That's the word I want to leave with you tonight. David a adus înapoi totul. There is a time for weeping. Aceasta este mesajul pe care vreau să-l las cu dumneavoastră în seara aceasta. Este There un timp is a time de plâns. For waiting. Este un timp de așteptat în prezența Domnului. There's always time for worship. Întotdeauna este timp de închinare, de laudă la adresa Domnului. But there is a time to work. Dar este un timp în care trebuie să trecem la treabă. We're motivated by our families and our friends. Suntem motivați gândindu-ne la familiile noastre și la prietenii noștri. We're motivated by the call of God upon our life. Suntem motivați de chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia în parte. The call of God to have freedom. Chemarea lui Dumnezeu de a fi liberi. The call of God to have liberty. Chemarea lui Dumnezeu să ne mișcăm în libertate. And we work toward that freedom. Și noi lucrăm către acea libertate. We work toward that liberty. Lucrăm către această libertate pe care ne-a dat-o Dumnezeu. God's promise to you tonight. Și promisiunea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră în seara aceasta. And it may be hard to see. Și poate e greu să o vedem și it să may ne be hard to believe. Să o întrezărim, poate e greu să credem. But God's promise to you tonight. Dar promisiunea lui Dumnezeu în seara aceasta este. You shall recover all. O să aduceți totul înapoi. Father, in the name of Jesus. Doamne, haideți să ne ridicăm. Doamne, în numele lui Iisus Hristos. I pray for my brothers and sisters tonight. Mă rog pentru frații și surorile mele prezente aici în seara aceasta. I ask you to strengthen them. Te rog să îi întărești, să îi îmbărbătezi. Heal them. Să-i vindeci, să le dai la o parte durerea și să-i binecuvintezi și să-i încurajezi. I pray for the leaders that have come from Ukraine tonight. Mă rog pentru liderii, pentru cei ce au venit din Ucraina. That they will see recovery in their nation. Ca ei să vadă reconstrucție în țara lor. I pray for their president. Mă rog pentru președintele țării. I pray that you will strengthen this man. Te rugăm, Doamne, să-l întărești pe acesta. I pray that you will continue to give him courage. Te rugăm, Doamne, să-l binecuvintezi în continuare cu curaj. I pray for the families of the Ukraine. Mă rog, Doamne, pentru familiile poporului ucrainean. I pray that you will give them healing and recovery. Te rugăm, Doamne, să lași vindecare și eliberare peste ei. Comfort those who have suffered loss. Să-i încurajezi, Doamne, pe cei ce sunt în momente dificile și au pierdut pe cei dragi. And I pray for the people of Romania. Te rog, Doamne, de asemenea pentru poporul român. The Pentecostal churches of Romania, pentru bisericile pentecostale din România într-un mod deosebit. That you will continue to favor and bless them. Să continui, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvintezi și să-i folosești. As they give out of themselves. În timp ce ei se duc și se sacrifică pentru alții. To help meet the need of others. Să întâmpine nevoile și să le aline. Bless them now. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne. In the name of the Father. În numele Domnului Isus. The Son. În numele Fiului. And the Holy Ghost. Duhului Sfânt și al Tatălui. Amen. Amin. May God bless you. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. I love you in the Lord tonight. Vă iubesc în Domnul și sunt onorat să fiu aici. And I promise you that I will not cease to pray for you. Și vă promit că veți fi tot timpul în rugăciunile mele. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze.